Dragii noștri, noi ne-am gândit în felul următor, să ne facem niște amintiri foarte frumoase. Dar voi m-ați dat cu salam pe mână. Voi m-ați dat salam? Nu. Să am cumpărat noi 4 pânze și vrem să ne pictăm pe mâini și să... Ce tare! Facem, da! Da, mi-i place. Dar acum am puta salam. Nu contează. Vai, de ce emoție, mă. Și voi n-ați fost plecat în ochi. Nu ne-am gândit. Vezi? Bă, sincer zic, eu m-am gândit. Tu ai fost cel mai speriat. Și George, hai să facem. Mie mi-a trecut prin cap. Mai ales că m-a ridicat de jos, zic, sigur. Avem nevoie de ceva, apă, ceva? De ce? Nu. Nu, stai aici. Trebuie să ne dăm pe mână, da? Da. Vai, dar ce culori vrei să alegem? Nu știu, tu alegi. Eu vreau cu două nuanțe să facem. Voi ce alegeți? Eu vreau roșu. Nu contează, putem să alegem și noi. Nu, știi cum? Unul cu astea și unul cu portocaliu și galben, nu? Ca să găsesc o poziție. Dă-i lui roșu dacă e vrei. Nu, frate, luați voi culori reci și noi calde sau invers. Uite, tu vrei verde? Verde și o să iau albastru? Bine așa? Da. Fain așa de weekend, o activitate. Mm-hmm. Ia uite, Mihaela, cu cine ești la masă? Hmm? Cu cine? Cu Irina. Și cu mine. Și ce? Îți place? Băi, n-am nicio treabă. Gata. N-am o treabă cu nimeni de aici. Chiar? Ce-a trecut? Da. Ți-ți pare că am ceva cu Irina sau cu tine? Da. Ți-ți pare ție? Bun. Atunci e mai bine. N-am eu nimic cu... Merge tot spre bine, oare, nu? Nu mi-am făcut speranțe din păcare, pur și simplu mă bucuram că nu se mai deschide subiectul din nou să ne certăm, să readucem din urmă și atât. Fata, ești mi-aș fi dorit să avem, cum să zic, o relație bună de prietenie. Că am spus, vreau să îmi plinătesc de minte că nu s-a întâmplat nimic între noi și să fim cum am fost la început. Că noi la început am fost bine. Bine, am avut și atunci ceva de spus, dacă nu eram într-un cuplu. Cum adică? Tu vrei să prietenești și nu vrei să fii cu el? Bă, păi nu. Ce, să lupt pentru ceva care nu știu? Păi dacă el te spune că nu. Dar vede că oricum voi petreceți mult timp împreună, deja te las să-l îmbrățișez, să încep săruturile, adică așa între prieteni nu se întâmplă. Păi nu știu, el când e lângă mine ia cumva, dacă el spune că nu mai vrea, ce... Eu o să recunosc că în principal ideea asta a fost a Catinca, în principal. Da, tare idee. Asta cu... Nu vreau să-mi asum. Nu, mersi. Ce, nu... Are ea idei bune așa. Păi vezi, așa fată... Dar mă enervează. Nu mai găsești. Ioi! Ți-ai pus numai cu portocaliu? Da, încercați. Ah, trebuia pus mai multe, mă, frate. Da, mă, pune un pic de... Dar a pus să dai cu degetul, ca să o întinzi. Că așa o să iasă pătat. Știu asta. Mamă! Ai luat tot spațiul, măi! Nu trebuia așa... Nimeni nimic, ați venit la casa iubirii să vă căsătoriți și faceți abilități practice clasa 4-a. Ai corect. Salut, frate. Vrei și tu? Da. Te pictezi pe față, dacă vrei. Este o amintire. Corect. Radu. Dacă te spun asta pe față... Pe frunte. Și că ai dat nicter. Măi! Cosmin! Ba. Radu! Lasă! Mm-hmm. Mai gândește câte ceva și... Nu, și acum eu cum aș putea să pun? Dacă pune tu ți-ai tu pus... invers, pune peste! Tu ți-ai pus toată... Pune peste, că gen tot. mână, știi? Ah. Așa. Da. Lasă. Dar trebuia cealaltă mână! Mai facem o dată. Ce comentează? Pune și tu... Of. Stai. Pune lângă aici. Așa, bravo. Că gen mă ții de mână. Știi ce zic? Lumea noastră. Vai, ce tare. Hai. Stai. Deci nu punem până nu... Bine? Bă, dar eu m-am greșit, mă. Te-ai grăbit. Da. A? Am murit. Stai. Așa? Sau vii spre mine cu mână? Așa. Așa? 2, 3 și... Da, păi da, uite la voi ce fain a ieșit. Eu am spleșuit acum. Vai, ce tare. Îmi place mult. Și acum pe a ta. Tablou. Pe a ta. Tablou. Este o doamnă.
care îmi scrie zilnic, fată, zilnic. Deja mă gândesc să-i dau restricții pe Instagram. Îmi scrie, împacă-i pe Robert și Mihai. S-a găsit cui să-i scrie, unul, în primul rând. Ce? Nu știu, dar o să-ți arăt mesajele, să vezi acolo mesaje lungi în care îmi zice pro și contra. Să zici așa lui Robert, așa Mihaele, așa nu știu cum. Să zici, să faci, adică încredere pe mine. Aici. Că eu o să vă pot să vă împac, eu am scris acolo. Momentan, cum vedeți pe post, ei sunt ok, dar cine știe ce va fi? Și acum așa, cine știe, ajută una alta, că nu știu cum. Mesaje primești eu în fiecare zi, adică cea mai mică apropiere se vadă între noi, că eu, ce fain sunteți, eu, că nu renunța la el, că și el are sentimentul pentru tine, dar el e prea orgolios ca să recunoască. E cam așa. Nu știu, dacă el tot spune că nu, dar eu nu știu când e lângă mine, o simt așa, că e cam la fel. Ca și cum o fă înainte. Când ai fost acum să-i dai cadoul, ce i-ai dat în primul rând și cum a fost? Cum l-ai simțit? Păi eu i-am luat o motocicletă din lemn, că eu mai, știi că i-am oferit, era aici la masă, cred că da. I-am luat-o. Și când a fost acasă, nu știu, la aeroport, ceva s-a întâmplat, că s-o... A stricat. Da, s-a spart. Și l-a postat asta pe Instagram. Mi-a scris mai mult susținător că e foarte supărat din cauza asta. Uh-huh. Am vrut să iau una la fel, dar nu era. Am făcut comandă, dar nu știu cât timp o să ajung. Și am zis că nu se știe dacă o să mai puc să-i dau sau nu. Și am zis că iau una, locuiesc una. Le-am luat din lemn așa manual. Tot motocicletă, da? S-a bucurat foarte mult, dar... Nu știu, că m-am dus, nu îmbrățișam, un pas și nu, că o zis Laurențiu, că poate, să pur și simplu el, mă poate și mă poate aproape buze. Uh-huh. Nu. Și cum l-ai simțit așa? Am simțit că așa că i-a fost dor de mine. Te-a îmbrățișat strâns? Da, da, strâns. Da. Chiar, nu știu. Și m-a condus până sus pe scări. Da, eu nu am adus în discuții din păcare sau ceva, pur și simplu a vrut doar să fim bine și atât, nici nu. Te-a deranjat cumva faptul că el a venit cu chestii pentru toate fetele, dar tu ai venit cu un lucru special? Nu, dar nu mă așteptam să-mi aducă mie ceva special, chiar nu. Cameră, cum o chema? Lenuța. Ileana. Cum? Lenuța. Ileana, Ileana. Lenuța. Lenuța. Doamna Lenuța. Așteaptă, uite acum să uitați. A, îmi dați voie să merg în casa fetelor să vorbesc cu Cristina? Puțin? Puțin. Pe timp. Mersi. Baftă. Ce baftă? Că mă duc supărat și mă întorc tot supărat. Zi, de ce auzi, mă duc? Transmite-i fetelor care vrea să facă un joc, am un joc, să ceară să vină în coate, rog eu. Care dorește? Bine, mersi. Wow! Oh my God. Wow, ce tare! Leșin. De fapt și de drept, așa trebuia să arate. Știi ce zic? Este un braț. Nu este mai altfel. Da. Și acum? Acum hai să-l facem pe ăsta, măcar scrie bine. Scrie cu degetul la George. Care? Și scriu la degetul pe ăsta și pe al meu. Nu, cu pensula. Nu, se scriu așa, e un talent. Scriu eu. Da, nu. Merg rapid să mă spăl pe mâini eu. Talentul e numele meu mic. Uh-huh. Cosmin Tare. Să le lăsăm așa simple. Hai. O să le lăsăm așa. Facem adică fără să mai spui. Vreau să mai stăm puțin să mâncăm asta. Nu, eu merg. Zic, le lăsăm așa simple. Merg să mă spăl rapid. Uai, dar ce tare. Dacă Larisa vine cu mâinile alea încoace ca să ne murdărească pe noi. Dacă vii cu mâinile alea să ne murdărești pe noi. Frate, merg să mă spăl, lasă. Ați făcut artă. Auzi, pune și tu mâna aia undeva. Pe picior, pe undeva. Stai puțin, deci încet să nu stropim, te rog. Dacă e de-aia permanent e bine. Și tu să nu te stropești pe cămașă. Da, nu am o problemă dacă m-am întors. Hai că mi se întărește asta. Hai, pune, dar trebuie să... Ai grijă cum pui. Să nu presă loc. Așa. Gata. Uite ce fain se vede la mine. Îmi tremură mâinile. Iară? Mhm. N-ai mâncat? Mhm. Deci, acum hai să ne spălăm. A mea e mai faină. Bine, dragule. Oh!
Cine vrea o mână de ajutor? Da, de vină cu a. Nu este machiez. Auzi, pune-și mâna undeva. Nu acolo, mă. O să-mi dai o palmă pe spate. Hei! Ne cădeam cămaș. Vrei să facem asta și cu cămaș albă? Da, chiar. Serios? Te rog, cămașa, eu țin foarte mult. Dar nu treabă. Asta e că poate când îți lângă el, îți prea fericită și poate îmi dă în sufletul meu un pic așa, o mică speranță, dar pe urmă revin și zic, nu, mai bine să fiu realistă, știi? Păi iar când e realist. Când e întrebat, iar din nou aceeași placă. Nu, 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 că nu-i compatibil, nu-i compatibil. Asta vrea el să creadă. Dar eu am observat că tu lupți. Pentru el lupți, lupți, lupți. Când el nu-ți dă șansă, tu mai departe lupți. Când el nu mă se apropie spre tine, tu ceva trebuie să-i spui, ceva, să ridici vocea și nu știu ce, parcă să-l îndepărtezi iar de tine. Adică așa un moment am observat azi. Că parcă am văzut că ați fost bine, destul de ok și... Nu știu. Parcă când vezi că lupți înapoi, iar trebuie să strigi totul.